de noi, în studioul Logo Paper, pe domnul Lucian Cremeneanu, pentru un scurt interviu despre cariera sa. Domnul Lucian este un jurnalist independent, are rubrica săptămânală la Bihoreanu, iar în prezent este profesor asociat la Facultatea de Jurnalism a Universității din Oradea. Cu ce ocazie vă aflați în liceul nostru? Bună, am răspuns invitației unui prieten vechi, profesorului vostru, Nicolae Ardelean, de a modera un eveniment care tocmai s-a încheiat, un eveniment frumos, un concurs de traduceri pentru elevi din limba română, limba engleză, cred că s-a făcut traducerea, bazat pe cartea basistului formației Guns N' Roses, Duff McKagan, carte ce a fost lansată săptămâna trecută în premieră în România, la Oradea, parte de limba română, evident, versiune pe care profesorul Ardelean a și tradus-o. Știm că ați lucrat în mai multe platforme media. Vorbiți-ne despre acestea. Prima platformă media în care am lucrat, vreodată, a fost radioul. A fost de 21 de ani, mi-am dorit foarte mult să fac radio. Am fost să lucrez la Radio Sonest în Oradea. Și i-aș sfătui pe cei care se gândesc să cocheteze cu presa, cu mass media, să înceapă cu radioul. Pentru că radioul este, cred, mediul perfect. Este relativ ușor de făcut, presiunile directului, live-ului nu sunt atât de mari, nu are rigoarea aceea de documentare a presiei scrise, nu are nici stresul pe care creează televiziunea, nici resursele financiare ale persoanei care lucrează nu trebuie să fie serios împovărate cu machiaj, cu haine și așa mai departe. Deci am început în radio, după care am trecut la televiziune, pentru că mi-am dorit foarte mult lucrul ăsta, am trecut la ProTV, după câțiva ani, mi-am dorit foarte mult și la televiziune. După câțiva ani de televiziune m-am reîntors în radio, dar în altă radio, după care am reușit să am avut o colaborare cu televiziunea națională, cu TVR2, unde am prezentat emisiune pe durata unei veri. Și după încă un experiment în radio, am început să și scriu în presa scrisă, deci mă întreb față cercul este rotund. Și, după care, invariabil, am început să fac și blogging. Cum se împacă meseria de profesor cu cea de autor de conținut? Perfect. Perfect. Chiar ar fi ideal ca toți cei care se află la o catedră să facă ceea ce ei predau, de fapt. Este absolut esențial. Când ai în față un practician, față de un teoretician, sistemul de învățământ în România, la orice nivel, este prea excesiv de teoretic și plictisitor. De aceea, practica și experiența practică a persoanei de la catedră sunt esențiale. Simți momentul în care cei din fața ta încerci să se plictisească și atunci te apuci să faci cu ei lucruri, altfel înțeleg, altfel percep ceea ce încerci să le transmiți. Deci se facă foarte bine. La care postură țineți mai mult? Nu pot să fac o diferențiere, pentru că tot ceea ce am făcut până acum profesional, de asta mi-a făcut pentru că mi-am dorit și pentru că mi-a făcut foarte mult. Și le consider bărți egale în lucrurile la catedră. Sunt lucruri care vin cam din aceeași familie. Iau, primesc, transform, dau mai departe. Iar după anumită vârstă, e chiar interesant să vezi câte lucruri le-ai acumulat și că poți să ajuți și generațiile următoare să le transmiți din informațiile tale, de care tu, probabil, la timpul tău le-ai primit. Eu fac parte dintr-o generație de jurnaliști, radio, care au fost autodidacți. Pentru că, imediat după 89, când m-am lucrat de radio, nu existau facultăți de radio, existau un singur post de radio național. Deci, practic, am fost făcut totul autodidact. Ei, acum, generațiile de astăzi pot să învețe, teoretic, înainte de a face practic. Aveți să ne împărțiți câteva secrete ale jurnalismului? În opinia mea, jurnalismul nu are secrete. Jurnalismul se face public. Înțeleg întrebarea. Nu le-aș spune secrete, ci le-aș spune niște reguli de bază. Consider că regula numărul 1 este corectitudinea. Am ezitat puțin pentru că aș vrea să spun regula numărul 2 prima. Dar consider că aceasta este cea mai importantă, corectitudinea. A doua, curiozitate.
Dacă nu ești curios, n-ai nicio șansă să fii jurnalist. Toate celelalte sunt urmează după acestea două. Și nu aș vrea să fac o listă pe pelună, pentru că sunt convins că știți din manuale lucrul ăsta. Deci rămân la cele două, dacă o să faceți jurnalism, să faceți corect. Și să fiți foarte curioși și să aflați lucruri pentru ca să le spuneți și altora. Cum vi s-a părut evenimentul? Plăcut. Mă așteptam, sincer, la un pic mai mare interacțiune din partea publicului. La un moment dat am cerut niște întrebări din sală și o trecut în primii două. Ceea ce e 50%, onorabil. Apropo de reacția redusă a publicului, mă confrunt și eu cu genul ăsta de probleme la facultatea de jurnalism, de fapt laboratoarele de radio cu studenții, teama de a vorbi în public, care, în opinia mea, vine din învățământul primar, cel gimnazial. Nu sunteți prea stimulați să vorbiți în public decât în anumite ocazii. Eu, și de aceea mie mi este greu de multe ori să lucrez cu studenții. Trebuie să facem eforturi suplimentare ca să scot niște cuvinte de la ei fără să aibă teama, fără să urmăriți, fără să aibă pierderi de respirație și așa mai departe. Mi-a plăcut evenimentul, mi s-a părut un eveniment rotund, a avut de toate, a avut și speech-uri, a avut și muzică, a avut și feedback din partea publicului. Dar când ești pe scenă, e mai greu să dai seama dacă un eveniment este reușit sau nu, ce e din sală, cum se spune. Așa că dacă aș avea dreptul să spun și eu o întrebare, te-aș întreba eu asta, cum ți s-a părut evenimentul? Destul de reușit. Destul de reușit, deci asta înseamnă pe la 7. Aveți să ne lăsați un mesaj pentru elevii din acest liceu și cititorii Logopaper? Da. Sunt foarte bucuros de ceea ce faceți. Sper să continuați cu jurnalismul și după ce terminați clasa 12-a. E o problemă în momentul de față, în orare cel puțin, nu prea au apărut jurnaliști noi în ultimii ani. Foarte ciudat. La facultatea de jurnalism unii vin doar ca să facă facultate, prea puțin vin din dorința de a face presă și prea puțin dintre acei puțini care termină facultatea ajung și să facă presă. Dar totuși, au existat niște lume. În opinia mea, totuși prea puține, mai ales că, paradoxal, în ziua de astăzi, din punct de vedere tehnic, este mult mai ușor să emiți, să fii un comunicator, un emițător. Mult mai ușor. Teoretic, ar trebui să corpe lumea de jurnaliști. Dar sper că lucrul ăsta se schimbe. Felicitări pentru ceea ce faceți. Keep up the good work. Mulțumim pentru numele. Și eu.